Dragi prieteni, vă salut cu drag și vă zic bun găsit la emisiunea În Esență. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, dumneavoastră, cei din Republica Moldova, România, Italia, Spania, Portugalia, Rusia și Statele Unite ale Americii. Prețuim prezența dumneavoastră, însă vă rugăm să fiți și participanți ai emisiunii, oferindu-i un like, scriind un comentariu și distribuind, pentru ca și alte persoane să poată avea acces la această emisiune. Pentru că esența este ceea ce exprimă principalul și stabilul din obiecte și din fenomene, natura lor internă și ascunsă, pătrunzând în adâncul lor cu ajutorul revelației divine și a gândirii, credem că clipele petrecute împreună ne vor îmbogăți nespus de mult. Suntem la începutul unui nou trimestru, și genericul studiului care urmează este Făgăduința, legământul cel veșnic al lui Dumnezeu, la care vom reveni săptămână după săptămână. La emisiunea de astăzi dorim să pătrundem în esența următoarelor întrebări fundamentale. Ce este lumea aceasta? Cum am ajuns aici? Și unde mergem în cele din urmă? Pentru aceasta avem invitați în platou colegii mei, pastorul Duca Iurie, bun venit! Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație! Și de asemenea, împreună cu noi este pastorul, doctorul în teologie, Tanasi Anatolii și vă zic bun venit! Vă mulțumesc foarte mult, am o deosebită plăcere de a fi împreună în acest Vă mulțumesc! Pentru că avem un studiu foarte profund și actual. Înainte ca să trecem la subiect, dorim să invităm prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru și rog pastorul Iurie să înalțe o rugăciune. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru bucuria și binecuvântarea de a fi copiii tăi, Doamne, de a deschide cuvântul tău, de a studia și a începe un nou studiu, de fapt, al cărții tale sfinte, Biblia. Doamne, te rugăm să ne binecuvântezi acum cu prezența ta, cu Duhul tău cel Sfânt, să ne luminezi mintea, să înțelegem adevărurile tale așa cum, Doamne, le-ai lăsat, iar înțelegând să știm cum să le trăim și să le transmitem mai departe. Da. Îți mulțumim pentru toate, te lăudăm și te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Deci studiul de astăzi poartă titlul Ce s-a întâmplat? Subiectul originii Universului este unul discutat de decenii și de sute de ani. În centrul, epicentrul discuției respective, vedem un subiect foarte controversat. Deși există mai multe teorii despre originea Universului, două dintre ele sunt mai cunoscute. Perspectiva creștină biblică asupra creației, ex nihilo, ceea ce face Dumnezeu prin voința liberă a sa, și teoria evoluționistă, care este cunoscută sub numele de Big Bang. Deci cele două teorii au fost, se pare că, vizibil contradictorii până recent, când Papa Francisc, reprezentantul unui mare număr de creștini din lume, a afirmat că cele două perspective pot fi de fapt reconciliate. Citez. Când citim despre creaționism în Geneza, riscăm să ne imaginăm că Dumnezeu este un magician cu o baghetă magică cu care poate face orice. Dar nu este așa, a explicat Papa. El a creat oamenii și i-a lăsat să evolueze conform legilor interne pe care le-a dat fiecăruia, pentru ca aceștia să atingă împlinirea. Big Bang-ul, despre care azi credem că este originea lumii, nu contrazice intervenția Divinului Creator, ci mai degrabă o cere. Evoluția naturii nu este în contradicție cu noțiunea de creație, pentru că evoluția presupune crearea unor ființe care evaluează, a mai spus Papa, încheiat citatul. Întrebarea mea este, care este adevărul despre originea planetei Pământ prin prisma citatului de mai sus și multiplelor teorii existente în lumea aceasta referitor la subiectul originii Universului?
Dacă este să deschidem Cuvântul Dumnezeu, pentru că ca creștini cred că Cuvântul Dumnezeu este autoritatea supremă pentru noi, deci este clar prin însăși primele cuvinte pe care, cu care începe Biblia, Sfânta Carte, la început Dumnezeu, deci a creat, a făcut totul. Cei ce ține de citatul de mai sus pe care l-ați menționat, teoria Big Bang-ului și cumva relaționarea cu, cu creaționismul, păi există, hai să spunem așa, deci te lovești, pentru că aici ceva a spus de genul Dumnezeu a creat, apoi a lăsat ca să evolueze, să se dezvolte mai departe fiecare pe seama lui. Pe când teoria Big Bang-ului spune că de fapt totul a apărut de la explozie, era un mic, nici nu atom, ci un component al atomului, proton, de o ferbințală sau de o temperatură extremă, care în momentul când a explodat a început să se extindă. Și apoi posibil că dicea el are în vedere, Dumnezeu a luat ceva, a luat materia aceasta, a creat și apoi iarăși a lăsat-o, pentru că altfel nu poți să, nici de cum unii această teoria Big Bang-ului cu creaționismului. Dumnezeu ne-a lăsat în Sfânta Sa Carte, deci clar scris că El a făcut totul și nici nu încearcă măcar să demonstreze lucrul acesta. El pur și simplu afirmă. De aceea, oricât de mult am căutat să să găsim explicații 100%, oricum vor fi un element sau niște lucruri pe care noi trebuie să le primim prin credință în tot ceea ce a făcut Dumnezeu. Vă mulțumesc! Evident că omenirea în toate timpurile, indiferent de mulțimea, de poziția geografică sau porțiunea de istorie sau cultură pe care o trăit, mereu încerca să explice cum este Universul, originea, mai recent acum cosmogenia, ca să înțelegem de unde a apărut, cum a apărut și așa cum a spus și colegul meu. Numai că trebuie de înțeles că încercările acestea de a explica nu s-a epuizat nici în ziua de astăzi. Evident că va trebui noi să înțelegem care este modelul dintre acestea. Big Bang-ul, apropo, el deja a picat, el nu mai este valid, pentru că ruptura aceasta dintre știință și religie s-a întâmplat în momentul în care a intrat în conflict sau într-o coliziune, să spunem așa, biserica tradițională, biserica a intrat pentru ca să dicteze sau să prezinte o poziție anumită. Ceea ce a spus dumneavoastră, poziția aceasta prezentă a Bisericii Roman-Catolice, în cazul dat Sfântul Pontif, încerca să prezinte, eu știu, să ia o poziție populară. Și aici ar trebui să zic că în istorie nu odată s-a întâmplat aceste greșeli. Vă aduc aminte despre Galileo Galilei. Galileo Galilei, el l-a opoziționat nu biserica. Asta este lucru interesant. L-au poziționat oameni de știință pe atunci. Și biserica a luat poziția conceptului popular a științei, care de fapt a greșit până la urmă. Luând poziția anti-galileană, ca până la urmă Galilei să aibă dreptate. Și ce să facem acum? Deci din punctul acesta de vedere, ca biserică, ca religie, ca creștini, dacă dați voie să zic, noi va trebui să lăsăm în pace știința, pentru că ea are multe teorii, credeți-mă. Cea care o cunoaștem, așa cum ați zis dumneavoastră, evoluționismul, el deja este, nu mai este valid, dar nu au cum să-l înlocuiască. Aveau mari speranțe cu Big Bang-ul, că îl vor transcrie și manualele, dar problema este că și Big Bang-ul a picat. Că acum, la ziua de astăzi, sunt multe concepte, teorii, care au cumva un rost, încearcă să-și găsească loc în știință, începând de la teoria strunelor și terminând cu expansiunile și așa mai departe, și nimeni dintre acestea, sau multe univers, nimeni dintre acestea încă nu este validă, nu supraviețuiește. Pentru ca o teorie să stea bine, mai trebuie vreo câțiva zeci de ani să trăiască. Dar odată cu moartea lui Stephen Hawking s-a dus și Big Bang-ul. De aceea, conceptul sau modelul creaționist al Sfintei Scripturi rămâne așa cum este. Vă mulțumesc frumos. Deci, acea teorie a Big Bang-ului care vorbește despre faptul ori ne trimite în timp cu 13,7 miliarde de ani în urmă, științific, după cum ați spus, nu a fost demonstrată. Revenim la cuvântul, primul cuvânt al Bibliei, cuvântul lui Dumnezeu, Geneza 1:1. Aici găsim soluția, probabil că
și răspunsul la întrebarea care frământă întreaga omenire, care a locuit pământul acesta de secole, ori în fiecare secol. La început, Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Ori Bereșit bara Elohim. Vreau să vă întreb, acest început, ce prevede? A existat ceva atunci când Dumnezeu a început să facă? A făcut din materia preexistentă, cum a fost menționat, că a apărut o materie și e dependent Dumnezeu de acestea? Ori Dumnezeu e cel care spune și apare la ființă? Și când s-a întâmplat acest început? Vă rog. Deci, după cum Dumnezeu zice că El a fost la început sau înainte de El nu era nimeni, El este începutul și sfârșitul, și când se referă la creație, zice la început, iar începutul ăsta leagă de sine, de Dumnezeu. Păi, dacă la început înseamnă că nu era nimic, pentru că Psalmul 33 spune că El zice și se face. Absolut. Poruncește și ce poruncește ia ființă. Deci Dumnezeu nu are nevoie de ceva. Cuvântul Lui are putere. De aceea, la cuvântul Său, totul a început. Mulțumesc. Evident, ceea ce ați menționat încă în anterior, la începutul emisiunii noastre, ex nihilo, deci din nimic. Bara, asta de fapt în ebraică semnifică, adică din nimic Dumnezeu a creat. E un model, nu este un tratat științific, așa cum ne-am deprins noi, dar cu toate acestea este o afirmație a realității. La început Dumnezeu a creat. Când este originea? Sau care sunt originele? Și prezintă foarte bine. Deschizi Sfintele Scripturi, prima pagină și începe. La început. Te interesează care este originea? Îți spun eu. Dumnezeu a creat. Deci primul este Dumnezeu, a creat. Ce a creat? Cerul, pământul, lucrurile pe care noi le cunoaștem. Sigur că a creat deci materia organică, neorganică, biosfera, și în cazul acesta apariție sau ex nihilo, adică din nimic Dumnezeu, crezând sau având sau materia i-a dat sau i-a pornit în organizarea ei, este evident că unii savanți încearcă să se opoziționeze. Dacă Dumnezeu la început a organizat toate lucrurile, atunci cum se întâmplă cu materia organică și neorganică? Organică are sute, zeci de mii de ani, o testează după carbon 14. Ce se întâmplă cu cea neorganică, cu testările radiologice, milioane de ani și sute de mii de ani. Ce se întâmplă cu acestea? Vreau să spun, stimați colegi, că la ziua de astăzi, chiar aceeași știință nu neglijează sau nu merge în contrast cu modelul care este prezentat în Sfânta Scriptură. Problema este alta. Aceleași date științifice pur și simplu sunt privite din două perspective diferite. Sau este, mai degrabă, este o problemă de diviziune. Deci eu vin cu o presupoziție că la început nu era Dumnezeu. Și atunci vezi unele date și faci teorie sau îți întemeiezi tot conceptul. Dar dacă vezi pe Dumnezeu de la început, atunci informația empirică, dobândită empiric prin metoda științifică a lui Francis Bacon, atunci înțelegi că, domnule, conceptul acesta e perfect, nu e nevoie să demonstrezi altfel. Ceea ce au încercat să cocheteze unii creștini, unii la biserici, să cocheteze cu știința, să le împace, să le dregă, să ia o poziție populară, așa cum am spus și anterior. Vă mulțumesc. Deci, din cele prezentate de către dumneavoastră, înțeleg că planeta Pământ nu a fost creată cu miliarde de oameni în urmă, ori a început cel puțin să evoluționeze de acolo, să evalueze de acolo, ci a fost creată conform Bibliei acum 6.000 de ani în urmă. În cele 6 zile ale creațiunii. Și interesant e, capitolul 1 din Cartea Genezei prezintă crearea lui Dumnezeu, activitatea de creație în prima zi, a doua, a treia, cerurile, pământul, luminătorii mari, luminătorii mici, lumea vegetală, lumea animală, și apoi ajunge la crearea primilor oameni, Adam și Eva. Vă rog, dacă doriți, să citiți textele 26 și 27 din Cartea Genezei, capitolul 1, să vedem cum descrie Geneza acest
proces al creierii omului. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate tărătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Vă mulțumesc. N-ați spus dumneavoastră că Dumnezeu a creat? Exact. Și acum citesc, apoi Dumnezeu a zis să facem. Așa este. Vă rog să ne explicați ce înseamnă această expresie, ce implică în sine, care sunt acele nume ale lui Dumnezeu folosite în scrierea textului ebraic. Poftim. Cu siguranță, primul text. Dacă privim în ansamblu primele două capitole, pentru că știți, pentru totdeauna, omenirea avea probleme cu aceste două capitole. Așa. Două capitole și al treilea. Despre el mai târziu. Deci două capitole, este creațiunea. Dacă privim din start primul text, Dumnezeu a creat. Deci, bara Elohim. Elohim este un nume ce prezintă multiplul, evident că este la plural, și Dumnezeul care creează este atotputernic, cel care poate să dea sens la toate lucrurile. Deci, el le creează. Mai târziu intervine o formă, o îmbinație foarte interesantă, Adonai Elohim, deci este Domnul Dumnezei, dacă de tradus în limba noastră românească, dar observați dumneavoastră dinamica creației, pentru că enunțul sau epilogul, Dumnezeu a creat și acum cum creează? A zis și s-a făcut. A zis și s-a făcut. Și lucrul acesta se repetă. Când ajunge, 6 zile. Exact. Când ajunge la om, este o consfătuire și aici Elohim intervine, este descifrat, se prezintă cine este Elohim. Deci e o consfătuire pentru că se vorbește, cu cine se sfătuie? Cu omul care nu știe nimic pentru că nu l-au întrebat, vrea să fie creat sau nu. Nu, e la voința care lui Dumnezeu. Care nici nu există exact, la acel moment. Exact, exact. Și nici îngerii nu intră aici, prin text 27, după asta confirmă, spune, nu sunt îngerii, exact. După chip, nu cu ei vorbea. Exact. Ce privește omul, zice, să facem. În cazul acesta, când să-l facem pe om, nu este bara prezent, ci îl facem din ceva. Pentru că, vedeți, atunci când privim noi și oamenii de știință, de ce a apărut și selecția lui Darwin, a observat asemuirile în embrion, mai ales în fazele începătoare. Deci celula, dacă iei celula, practic celula e aceeași, dar codul genetic în el e diferit. E diferit absolut. Și când pornește dezvoltarea, deci celula în zigot, zigota în și se multiplică și se formează embrionul și cumva seamănă că de animale, dar punctul final e diferit. Și întrebarea care și-o pun oamenii de savanți, între care este și Darwin și nu numai el, anterior de el au fost încă oameni care au prezentat chestia asta, teoria, nu cumva provenim de la una? Nu duc cont, și aici este greșeala, că nu duc cont că Dumnezeu într-adevăr creează organismul uman, asemuit cu organismul faunei, care respire cu care au aceleași condiții, același aer, aceleași globule roșii pe temeiul fierului, nu pe cupru sau pe altceva. Vă mulțumesc frumos, dumneavoastră pătrundeți în esență a detaliilor din acest mă aventurez subiect, pentru că mă inspiră lucrul acesta în Sfintele Scripturi. Da, vă mulțumesc. Vreau să revenim ca să reușim să acoperim subiectul preconizat. Deci ați vorbit despre un plural al divinității, exact, care a participat la crearea, exact, omului din materie existentă, care a fost adusă prin cuvântul lui Dumnezeu la existență. Mai mult decât atât, este proiectat. Exact. E un proiect. Și imediat revenim la cum a fost proiectat, care a fost proiectul respectiv. Următoarele expresii care aș ruga să le explicați spectatorilor noștri, după chipul nostru și după asemănarea noastră. Înțeleg că nu avem suficient timp, dar în câteva expresii, ca să ne deschideți ochii cel puțin, unii spun înseamnă că Dumnezeu arată exact ca mine? Aceasta vrea să spună textul biblic, chipul, asemănarea?
ori eu arăt ca Dumnezeu, ori altceva prevede Moise când scrie acest text, poftim. După chipul, deci se referă, primul rând, ca o umbră, un contur al realității. Deci terminul ăsta deci e primul. Omul, da, omul este un contur al realității. Apoi spune asemănarea, el și se aseamănă ca aspect atât fizic cât și ce ține de puterea de voință, de alegere, caracterul, la fel se aseamănă ceea ce le are Dumnezeu. Și spune și asemănarea lui, adică și se aseamănă, are caracteristici. Dacă ar fi să zicem, sau să ne întrebăm mai departe, ce înseamnă că este exact așa, adică cred că n-ar trebui să ne aventurăm. Deci nu este o copie, acolo. Asta vreți să spuneți, da, nu e, da, o copie, da, de Dumnezeu. Este o imagine, da, ca aspect fizic, noi nu putem spune că Dumnezeu arată ceva diferit, ca aspect fizic, da, ceva suntem asemănători. Și, așa cum am spus, caracterul, prin faptul că suntem ființe libere, cu liberă alegere, puterea de voință, de a iubi și așa mai departe. Mulțumesc frumos! E greu să ne imaginăm condițiile de astăzi de om și zicem să le proiectăm pe Dumnezeu. Pentru că asta au făcut grecii. Deci dacă omul este așa, deci dacă l-au creat zei, înseamnă că zeii sunt la fel. Au aceleași emoții și aceleași greșeli. Mm-hmm. Condițiile creației lui Dumnezeu din Sfintele Scripturi este cu totul altul de ceea ce este astăzi. Cu toate acestea, noi purtăm în noi chipul și asemănarea. Mulțumesc frumos! Haideți să citim texte 28 și 29 din Cartea Genezei, trecând la următoarea întrebare suficient de profundă. Dacă îmi permiteți, Dumnezeu i-a binecuvântat, și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpânind peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Vă mulțumesc. Vă rog să ne explicați ce înseamnă această binecuvântare și ce implică ea. Dacă observați dumneavoastră, noi am citit să facem și motivul pentru care Dumnezeu îl face. În 26, exact repetă a doua parte a textului, se repetă și aici. Deci, observați dumneavoastră, și peste peștii mării, peste păsările cerului și peste vite și să stăpânească și așa mai departe. Fragmentele acestea sau două sunt foarte interesante dacă faci o exegeză. E ca și cum, deci 26, 27 și 28, 27 este în principiu motivul pentru care este omul sau menirea pentru care, scopul existenței omului pe acest pământ. Deci mai întâi Dumnezeu a creat peștii, este dinamica creației, apoi păsările, vitele și omul în a șasea zi. El este. Pentru ce? Ca să stăpânească, pentru că explică de ce trebuie să facă lucrul acesta. Ce înseamnă această stăpânire? Stăpânirea nu înseamnă de consumație, deci doar pentru sine. Dimpotrivă, Dumnezeu l-a creat după chipul său și asemănarea sa pentru ca omul să aibă grijă de biosfera care i-a dat-o, spunem așa, în responsabilitatea acestui om. Și, la drept vorbind, noi, practic, oamenii, noi datorăm ființelor, animalilor create, le datorăm dragoste, protecție, ceea ce astăzi nu le observăm, ci dimpotrivă. Mulțumesc frumos! Dacă ar vrea pastorul Iuri să ne ajute să înțelegem această noțiune a binecuvântării, mulțumesc! Deci, când Dumnezeu binecuvântează ca să-și împlinească menirea. Brutul a binecuvânta înseamnă că Dumnezeu le va oferi toate capacitățile, posibilitățile ca ce pentru ce au fost creați să aducă la îndeplinire. Uh-huh. Iar frumos spune Spirit Profetic în istoria mântuirii că Dumnezeu a creat pe om și dacă ar fi trecut testul, ei ar fi devenit cetățenii cerului. Uh-huh. Deci ei ar fi repopulat cerul în schimbul îngerilor căzuți. Acum ei trebuiau să învețe să slujească, să aibă grijă. Deci Dumnezeu îl face pe om ca un reprezentant al său aici pământ, nu, hai să spunem așa, ca un Dumnezeu care și-a dat toată puterea, dar numai că el trebuie să țin minte, de la el a primit-o. Da? Să stăpânească cu grijă, să iubească, să aibă, pentru că el pentru asta a fost creat și asta este menirea lui. Mm-hmm. Să aibă grijă de cei care sunt sub... Și în plus la asta procrearea.
Să nu uităm, să da. Se înmulțească. Păi primul lucru îl spune asta. Da, da. Vă mulțumesc frumos. Foarte interesant descrie Biblia în capitolul 2, textele 16 și 17, unde spune că Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci din toți pomii. Dar mai întâi vreau să zăbovim puțin asupra creierii lui Adam și creierii Evei. Adam a fost creat din pământ. Eva, cum a fost creată și ce înseamnă acest lucru? Păi nu este conflictul dintre intergenderial, adică dintre matriarhat sau patriarhat. Cu părere de rău, lucrul acesta s-a întâmplat după capitolul 3. Da. Noi suntem încă la capitolul 2 și dacă am vorbit aici, și planul lui Dumnezeu este foarte interesant. Uh-huh. Dumnezeu l-a creat pe Adam din țărâna pământului ca parte a naturii, patria lui. Este da. Pământul, asta este a lui, el este parte a acestui univers, a acestui, dar nu l-a luat undeva din nimic, nu l-a creat pe Adam din nimic. Absolut. Ci din ceea ce este materia aceasta și el este partea ei, el s-a înrudit, el este parte, e un lucru foarte adânc dacă ne gândim. Acum, pe Eva creează din Adam, deci o costă și nu mai presus, nici jos, nici sus, nici ce sunt egali. Și expresiile parte bărbătească, parte femeiască, iar expresia om a creat. Deci omul de plin este și bărbatul și femeia. Deci asta a fost intenția originală lui Dumnezeu, evident, referitor la familie, referitor la viață pe acest pământ, înmulțire. Planul lui Dumnezeu. Ori, da, poftim. Deci ai anticipat acum ceea ce am vrut să întreb, că noi întrebăm cine a fost creat după chipul Dumnezeu, bărbatul sau femeia? Și mulți se întreabă și stau și se gândesc, dar chiar cine? Păi textul 27 spune, și Dumnezeu a făcut pe om după chipul său parte bărbătească și parte femeiască. Păi cine după chipul Dumnezeu? Ambii. Iar Geneza 5, când spune, iarăși anunță, da, deci istoria, neamurul spune că Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui Dumnezeu, l-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, a binecuvântat și le-a dat numele de om. La singular, omul bărbat plus femeia, doar ăsta e omul și el poate să îndeplinească acel plan pe care Dumnezeu l-a pus asupra lui, nu singur, singur după ambii. Absolut corect, mulțumesc. Și revin la textul 16 și textul 17. Când Domnul a dat porunca aceasta omului, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit, mâncând din el sigur. Întrebare, cu ce scop Dumnezeu a creat acest pom al cunoștinței binelui și răului? Care e destinația pomului respectiv? Evident că Dumnezeu i-a creat pe oameni cu o voință liberă. Sunt ființe depline, morale, cunoscând binele, și acum Dumnezeu le oferă alegerea. Pomul cunoștinței binelui și a răului este un fel de cabină de vot, dacă se poate de spus. Este un moment în care Dumnezeu le oferă lor ocazia sau perspective, două perspective, și imediat le prezintă și finalul sau perspectiva. Dacă vei cunoaște binele, va fi viață, și invers, dacă vei cunoaște răul, atunci vei avea și moartea. Dacă înțeleg, partea de moarte. Dacă înțeleg bine, Dumnezeu, creând pe Adam și Eva, i-a creat cu posibilitatea și dreptul de a alege de a trăi veșnic. Este adevărat acest lucru? Da. Ce trecent, nu? Absolut. Din care... da. Dacă ar fi fost creați numai pentru viața veșnică, neavând alegere... Deci ei au ales, de fapt... Exact. Ce să fie mai departe? Și interesant aici și prezintă textul, e foarte interesant. Din toți pomii, toți asta câți? Toți. Dar câți asta? E mult? E puțin? E foarte mult, probabil că. Toți. Ce înseamnă toți? Și observați dumneavoastră, cuvântul acesta, toți, este același cuvânt. Să stăpânești peste tot pământul, toate animale, toate viețuitoarele. Este responsabilitate. Deci, toți pomii din grădine sunt sub responsabilitatea ta, este sub voința ta, tu îi administrezi. Dar unul, toți și unul, doar și unul. Care a fost rolul acestui unul, pastor Iuria? Deci a venit cineva la mine, un străin, și după ce îl cazez, îi arăt o daie unde și vă place,
Și el spune, nu mă întreba dacă îmi place, nu mi-ai dat posibilitate de a alege, altceva nu mi-ai oferit. Și atunci am înțeles, dacă nu era pomul cunoștință milu și rău, deci erau programați la ascultare. Adică ei nu puteau, nu știau cum să-și manifeste, adică să spui că ești liber. Păi liber între ce? Între ce alege? Deci tocmai pomul ăsta arată, da, deci că ei au avut posibilitatea liberă să asculte Dumnezeu, să rămână loiali lui și să arate dependența lui total față. Putem spune că acesta a fost un test pentru ei, da, pe care dacă îl treceau cu demnitate, ascultând, încrezându-se... Se poate dispune. Vedeți, când vorbim despre a cunoaște, deci vei cunoaște pomul cunoștinței, binelui și a răului. Cuvântul a cunoaște în cazul acesta este un cuvânt foarte interesant, pe care îl găsim și în capitolul 5. Și a cunoscut Adam pe Eva. A cunoaște, da, ce înseamnă? A intra în relație. A cunoaște bine, a intra în relație cu ceea ce a creat Dumnezeu, cu tot universul, cu însuși Dumnezeu. Dar când cunoști răul, tu începi să relaționezi, tu guști, tu intri în relație cu moartea, cu durerea și până la urmă te împerechezi cu moartea. Mulțumesc! Domnul îți spune, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Aceasta și s-a întâmplat? Deci în ziua aceea ei au înțeles sau și-au iscălit verdictul de moarte. Deci din ziua aceea ei au devenit muritori. A fost începutul procesului, da? Este o adeverire. Deci este adeverire a acestor cuvinte. În ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Nu în ziua aceea vei muri, dar în ziua în care ai mâncat, vei muri. Negreșit. Nu se prezintă în timp. Și începutul morții, deci ei l-au observat prin faptul că au văzut că sunt goi. Deja a început, deci să... Mulțumesc. Toate lucrurile. Imediat revenim la acest subiect, dar mă frământă o întrebare. De ce Eva ascultă mai mult de glasul șarpelui, între ghilimele, decât de Dumnezeu și astfel ea cedează în fața ispitei? Care au fost consecințele? Poftim. Evident, deci opoziționarul lui Dumnezeu, cel care a intrat în conflict și a adus răul, a prezentat o perspectivă pentru tot universul și primii oameni tot nu sunt o excepție în cazul acesta, el a venit deghizat. Exact. Voi să stăpâniți toate vietățile și el a venit printr-o vietate pe care omul o stăpânește și gândea că o administrează, adică duce responsabilitate și n-are cum să se îndepărteze, dar iată ea vorbește, e un mediu. Și în cazul acesta diavolul face foarte interesante lucruri, el păcălește pe Eva, numai că în contrast cu Adam este conștient pentru că el înțelege. A cui păcatul este mai mare, noi nu vom discuta, acum nu e prezentată problema. Dar diavolul vine deghizat, el păcălește. Vă mulțumesc, pastor Anatolie, în realitate acesta este adevărul și mi se pare că după 6.000 de ani nu s-a schimbat nimic. Absolut. De fiecare dată când vine într-o familie, un soț, o soție, când e o întrebare legată de întrebări morale, ori amorale, cât de important e să fim permanent conectați pe unda dragostei și călăuzirii divine pentru a rămâne în impact în aceste situații. De ce Dumnezeu se adresează către Adam și Eva prin cuvintele din Geneza 3:9 după ce Eva a întins mâna, Adam s-a lăsat și el, probabil că condus de emoțiile sale și dragostea față de Eva, fiindcă altfel nu explice, el nu a fost înșelat, doar... Adam, conștient. Conștient a greșit. A păcătuit. Eva a fost păcălită. Da. Dar Adam, conștient. E un subiect foarte larg de discuții și studii. Poate vom reveni într-o ocazie anterioară, dar întrebarea de astăzi e, deci de ce Dumnezeu adresează către Adam și Eva aceste cuvinte? Și anume, dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis... Unde ești? Ce implică această întrebare? Știa Dumnezeu? Nu știa Dumnezeu? Ce însemna pentru Adam și Eva acest mesaj? Poftim. Deci, când întreabă Dumnezeu, nu că El nu știe, Dumnezeu știe totul, ci a dorit ca ei să realizeze, pentru că prin întrebarea unde ești, s-ar putea da și întrebarea ce ai făcut. Să vadă omul este conștient unde a ajuns și ce a făcut sau nu. Și cât de mult Adam a iubit-o pe Eva încât nu a dorit să se dispardea, atât de mult a început acum după păcat să dea vina pe ea. De fapt, o parte de responsabilitate a dat-o întâi pe Dumnezeu, femeia pe care mi-ai dat-o.
Uh-huh. Da, deci o parte de vină pe Dumnezeu, o parte pe Eva, da, deci ea m-a înșelat, deci omul nu își recunoaște. Nu își recunoaște, da, deci nu este responsabil pentru ceea ce a făcut. Și de atunci încoace, da, deci noi majoritatea cazurilor, da, deci noi încercăm cumva să ne scuzăm păcatul, cineva e de vină. Mulțumesc, pastor Iurie, mă gândeam la ce a motivat-o pe Eva să facă acest pas și de fapt ispita încă nu este păcat, nu? Nu. Dar păcatul e trecerea la acțiune și această trecere vreau să o citesc în textul 6 din capitolul 3. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschide cuiva mintea. A luat deci din rodul lui după aceea. Observați, deci aceste criterii rămân ca bază la toate ispitele pentru toate generațiile, inclusiv pentru noi. Evident, dar ar trebui să înțelegem că aici este metoda științifică. Absolut. Prezent, absolut. A studiat, a văzut. Trebuie de înțeles că Dumnezeu, după ce a creat pe Adam și Eva, el venea în răcoarea zilei, dimineața, seara, el venea, îi căuta și era un idiliu, o idilie în comunicare, pentru că oamenii, în primul rând, îndeplineau, menirea, ceea ce învăța Dumnezeu și în plus la asta aveau multe întrebări. Pentru că ei cunoșteau, studiau materie pe care, universul pe care i l-a oferit acum. Era în studiu, permanent. Și când vine Dumnezeu și întreabă unde ești, prezintă de fapt faptul că Dumnezeu nu s-a schimbat. Este același. S-a schimbat ceva în oameni. Și Dumnezeu când îi întreabă unde sunteți, el îi așteaptă ca să comunice din nou. Ai greșit, ai întrebări, dar asta e problema, că oamenii mereu fug. Și de atunci avem o fugă permanentă. Ce interesant că când Adam spune, pentru că Adam, prima întrebare, răspunsul lui Adam a fost, păi mi-a fost rușine, da, mi-e frică, da? Ați auzit glasul și mi-a fost frică pentru că eram gol. Și Dumnezeu întreabă, păi cine ți-a spus că ești gol? Tu de lucrul ăsta nu trebuie să știi. Uh-huh. Tu niciodată nu trebuie să ajungi în starea asta de goliciune. Cine ți-a spus lucrul ăsta? Vă mulțumesc. Aș vrea să revenim la precedenta întrebare. Întrebarea precedentă. Unde ești la această adresare lui Dumnezeu? Deja unde a ajuns? Ce a făcut? Asta e o consecință a fiecărui păcat. Și probabil că toți cei care suntem prezenți la emisiune și spectatorii noștri, probabil că cel puțin o dată în viață, aș fi dorit ca cel puțin să fie doar o dată, a trecut prin asemenea emoții. Însă ce descoper eu în aceste cuvinte, în această întrebare? Adam, unde ești? Dumnezeu e cel care, chiar dacă cunoaște, a știut foarte bine unde, ce face, dar ea prezintă dragostea lui Dumnezeu față de ființa căzută, nu? Lui Dumnezeu îi pasă de el. Evident. Și venind cu această întrebare, unde ești, vrea să spună, Adam, eu te iubesc la fel de mult. Vreau ca să fii fericit. Vreau ca să capiți speranță. Haideți să trecem la ultima întrebare pentru această emisiune. Care e răspunsul lui Dumnezeu direct la tragedia trăită de Adam și Eva când au ales greșit și consecințele le suferim până astăzi? Dar ce spune Dumnezeu în Geneza 3:15? Doriți să citiți, pastor Iurie? Da, deci este prima făgăduință a Bibliei când Eva dă vină pe șarpe, zice el. Așa. Dumnezeu se adresează șarpelui și îi spune, vrăjmășii voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta, femeia, îți va zdrobi ție capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Deci este prima făgăduință a venirii lui Mesia, celuia care din sămânța femeii va veni și va rezolva problema păcatului. Vă mulțumesc, anume asta am vrut să vă rog, deci cum explicăm spectatorilor emisiunii noastre această făgăduință incredibilă de altfel, cum poate fi interpretat acest mesaj de speranță? Deja pastor Iurie a început să răspund la întrebare, doriți neastră pastoratul? Vedeți că noi, în primele capitole, noi citim originea lucrurilor. Evident. Cum au apărut toate lucrurile. Iar capitolul 3 răspunde de ce nu este așa cum citim în primele două capitole. Deci ne prezintă, ne explică. Este greșeală, este păcat, este moartea, pe care noi la ziua de astăzi cunoaștem și binele și răul. Alături de bine este și răul. Iar textul 15 din capitolul 3, vrăjmășie voi pune, va fi o împotrivire. Și perspectiva pe care împotrivirea, marea luptă, dacă vreți, dezlănțuirea, de azi înainte nu veți avea pace și liniște. În schimb,
cuvintele prezintă soluționarea. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu a făcut să apară planeta noastră Pământ pe om și nu l-a întrebat pe om, vrei să fii, nu vrei să fii. Și soluția greșelii pe care a făcut omul, că ceea ce a făcut omul. Observați dumneavoastră acest contrast. Dumnezeu a zis și s-a făcut. Și ce a făcut Dumnezeu e bun. Ce a făcut omul? E rău. Și în cazul acesta Dumnezeu iarăși intervine și ca și cum creează de nou a doua șansă. Zice, vrăjmășii voi pune. Eu vin iarăși din nou cu soluția. Soluția evident că este dramatică. Noi asta mai târziu o vom înțelege. Dar Dumnezeu intră în relație cu omul. Dacă vreți, pentru prima dată este un legământ. Dumnezeu iarăși din nou se leagă cu omul. Se leagă pentru a-i salva. Și zice perspectiva, dintre sămânța ta, sămânța, nu astăzi, probabil că nu mâine, dar este o perspectivă. Că multă lume vrea acum și astăzi, acum soluție. Și în toate întrebările, exact. Sau majoritatea dintre ele. Însă cu Dumnezeu este altfel. Și soluționarea, procrearea din nou sau recreerea din nou pe care Dumnezeu o va face, va fi mai târziu. Ea va fi. Negreșit va fi. Așa cum este negreșit moartea, negreșit va fi salvarea. Vă mulțumesc, prieteni. Deci, la întrebarea ce s-a întâmplat, împreună cu dumneavoastră am găsit și anumite răspunsuri. Dumnezeu e Cel care permanent este alături de om, chiar atunci când se îndepărtează de El doar cu un scop, ca să caute, să salveze și să readucă acasă tot ceea ce este pierdut. Deci, primele trei capitole răspund la întrebările existențiale. Dacă nu te întemeiezi pe acestea, existența ți este sub semnul întrebării. Vă mulțumesc. Probabil că e timpul ca la încheierea acestui studiu să ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze, să însușim o lecție din experiența primilor părinți. Dar de asemenea rog pastor Anatolie să vă rugați și pentru spectatorii noștri, cei care trec prin provocări, necazuri și chiar care căutând răspunsuri în emisiunea aceasta probabil că au ascultat un răspuns la întrebările existențiale. Sunt să ne rugăm. Dumnezeul cerului și al pământului, Dumnezeu viu și adevărat, Dumnezeu plin de dragoste, și în clipele acestea, prin Domnul Iisus Hristos, înălțăm rugăciunea noastră și te invităm, te implorăm ca să binecuvântezi pe toți cei care la ziua de astăzi caută sens în viață, caută răspuns la întrebări. Descoperă-te Tu, Doamne, prin cuvântul Tău. Da. De asemenea, binecuvântează pe toți cei care au gustat din rău. Cunoaștem răul. Cei care sunt și chiar pe patul de moarte și care au primejdii prin problema care există la ziua de astăzi sanitară. Te rugăm ca să binecuvântezi pe toți și să ne mângâi. Și încă o dată să ne găsești în lumea aceasta de a fi din nou ai Tăi. Amin. 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 Dragi prieteni, în esență, concluzia studiului de astăzi este următoarea. Nu am apărut la întâmplare. Suntem creați de Dumnezeu, Cel care pasă de noi și ne poartă de grijă în fiecare zi și în fiecare clipă. Chiar atunci când asemenea lui Adam și Eva ne abatem, Dumnezeu vine pentru a ne întreba unde ești, pentru a-ți oferi speranță, certitudine și fericire. Fiți binecuvântați! Și fericiți alături de Dumnezeu.